Bună ziua, dragi elevi! V-ați obișnuit deja cu aplicația audio-video OpenShot? Astăzi voi prezenta crearea genericilor în această aplicație. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Aplicația de prelucrare audio-video OpenShot este, de fapt, un editor video open source, disponibil pentru sistemele de operare Linux, Mac și Windows. Cu ajutorul acestei aplicații puteți crea videoclipuri, filme și animații. Aplicația are o interfață ușor de utilizat și un set bogat de funcții. Ea poate fi descărcată de la adresa pe care am precizat-o în acest slide și o vedeți acum pe ecran. Tema pe care am ales-o pentru azi este vacanța mea. Va trebui să aveți pregătite câteva fișiere, un fișier video, un fișier audio și câteva fișiere imagine. Acasă, când veți prelucra din nou materialul, veți folosi propriile fișiere, deci cele create de voi, în ultima vacanță pe care ați petrecut-o. După cum observați, am pregătit toate fișierele. Am un fișier video, un fișier audio și patru fișiere imagine. Vom începe cu fișierul video, pe care îl vom aduce pe prima pistă. Observați, dacă îi dau play, acesta este fișierul. Bun, mut cursorul la început și acum pregătesc primul generic. Voi folosi acest model. Numele fișierului va fi generic. Titlu: vacanța mea. Iar la subtitlu voi scrie locuri vizitate. După ce completăm și subtitlu, vom acționa butonul Save. Așteptăm să se completeze pe final și subtitlu și acționăm butonul Save. În momentul în care vom acționa butonul Save, acest fișier, observați acum acționez butonul Save, acest fișier îl găsim în colecția de imagini. Aducem acest fișier pe a doua pistă, îl micșorăm puțin. Și în acest moment, dacă execut click pe butonul play, observați că se vede foarte clar genericul. Bun, mut din nou cursorul și trebuie să creez al doilea generic pentru primul loc vizitat. Acesta va fi pentru imaginea corespunzătoare Greciei. Îi voi da numele Grecia. La titlu pun tot Grecia și la subtitlu voi renunța, adică pur și simplu îl șterg și execut click pe butonul Save. În acest moment am și al doilea generic pe care îl cobor tot pe pista 2 și îl lipesc de primul. În acest moment, execut click pe butonul play să văd ce am realizat. Observați primul generic și se schimbă cu al doilea. Bun. Acum aduc imaginea corespunzătoare pentru cel de-al doilea generic, adică pentru Grecia. O să micșorez un pic. Așa. Și aplic și un efect de tranziție pe această imagine, pe care îl micșorez ca să fie exact cât durează imaginea. Mergem de la început și executăm click pe butonul play. Observați cum se modifică din primul în al doilea generic și acum cu apariția imaginii corespunzătoare. La fel vom proceda pentru celelalte imagini. Adăugăm un generic. De data aceasta
Numele va fi Budapesta, pentru că imaginea este corespunzătoare. Și voi șterge subtitlu. Iar imediat după ce ștergem subtitlu, acționăm butonul Save. Mergem la colecția de imagini, observăm al treilea generic, îl lipim tot pe pista 2, micșorăm puțin, mai mult, așa, iar acum aducem imaginea corespunzătoare. Și pe aceasta o micșorăm și aplicăm și o tranziție, alegem altă tranziție. Apoi micșorăm și tranziția ca să vină exact cât fișierul. Hai să încercăm să vedem ce a ieșit. Deci, mutăm cursorul la început și clic pe play. Acesta e primul generic. Al doilea generic corespunzător imaginii care va urma. Apoi urmează genericul cu Budapesta corespunzător imaginii. Observați și efectele de tranziție. Bun. Mai avem încă două imagini, cea corespunzătoare orașului Chicago și cea corespunzătoare orașului Sibiu. Vom crea din nou un generic. O să-l numesc exact cu numele orașului Chicago. Voi renunța la subtitlu. Și bineînțeles că acționez după aceea butonul Save. Acesta este genericul pe care l-am creat. Îl lipesc. Aduc imaginea. O lipesc, aplic o tranziție, aceasta, în acest moment mut cursorul la început și bineînțeles că dau play. Observați cum se mută de la un generic la altul, de la o imagine la alta. Fiecare imagine are și o tranziție pe care am aplicat-o. În acest moment ar trebui să se afișeze ultima imagine și s-a terminat secvența filmului. În cazul în care se finalizează toate imaginile și se termină secvența cu filmul, va trebui să micșorați dimensiunile pentru a încăpea toate imaginile, dimensiunile genericilor, să mutați fiecare generic în așa fel încât toate imaginile să fie încadrate pe secvența filmului. Mai avem de introdus fișierul audio. Acesta este fișierul audio pe care îl plasăm pe pista 3. Așa, și executăm clic pe play. Dacă fișierul este prea scurt, aducem alt fișier. În așa fel încât să avem un fișier sunet mai
de dimensiune mai mare, să zicem acesta. Executăm click pe play. În acest moment observați că fișierul sunet pe care l-am adus, fișierul audio, este foarte mare. Ce vom face? Îl vom tăia. Vom utiliza instrumentul Razor. Vom tăia fișierul sunet exact în acest loc. Observați că deja am două fișiere acum. Voi selecta cel care, de care nu am nevoie și îl voi elimina. Haideți să încercăm să vedem, uitați, din această poziție să-i dăm un play. Proiectul vostru este gata, materialul este final, nu va trebui decât să îl exportați ca video, alegând bineînțeles opțiunea, bineînțeles îi dați un titlu, Vacanța mea, spre exemplu. Alegeți și locația unde doriți voi să-l salvați. Aici și click pe export video. Așteptați până se finalizează, până ajunge la 100% și în momentul acela aveți gata proiectul. Succes vă doresc! Sper că acest material vă va ajuta să creați cel mai frumos videoclip legat de vacanța voastră. Vă doresc succes în continuare!